apă curată cum era odată. Apa potabilă este apa sanogenă, care nu creează niciun fel de prejudicii sănătății consumatorului, ba dimpotrivă îi asigură starea de sănătate și de confort. Apa potabilă nu trebuie să aibă bacterii patogene, virusuri, paraziți sau substanțe chimice peste concentrația admisă de legislația sanitară în vigoare, legislația noastră fiind armonizată cu aceea a Uniunii Europene din Directiva 98/83. S-au făcut studii foarte multe în acest domeniu și s-a constatat că la omul adult consumul de apă cu concentrație mare de nitrați a putut să fie pus în legătură cu afecțiuni tumorale ale sistemului nervos central, cu disfuncții ale sistemului nervos central, cu afecțiuni ale glandei tiroide. Glanda tiroidă este responsabilă de toate metabolismele organismului nostru. Deci va fi afectat și metabolismul glucidic, și cel lipidic, și cel proteidic. Ne putem îmbolnăvi consumând acest tip de apă dacă nu suntem atenți. Dacă nu facem două lucruri, ori renunțăm la sursa aceea de apă, ori dacă avem suficiente posibilități financiare să ne cumpărăm niște dispozitive de reducere a nitraților, sunt niște instalații care sunt foarte scumpe și care realizează o osmoză inversă sau se bazează pe schimbătorii de ion, deci rășini schimbătoare de ion. Se mai poate folosi și apa distilată. Acolo unde apa nu este potabilă, trebuie inscripționat la loc vizibil și protejat apă nepotabilă. Acolo unde este potabilă, scriem apă potabilă. Acolo unde nitrații sunt periculoși pentru copiii 0-3 ani, trebuie să scrie apa nu e bună de folosit pentru copiii 0-3 ani. Este foarte importantă informarea populației cu privire la calitatea apei. Sigur că acolo unde primăria a reușit să acceseze fonduri și au făcut instalație centrală de alimentare cu apă potabilă a populației, acolo s-au rezolvat parțial lucrurile, în sensul că în zona care are acces la apa din sistemul public, acolo fântânile sunt mai puțin folosite, dar sunt folosite atunci când există avarii sau nu mai există apă debit suficient pentru stația de apă, deci este obligată primăria, care este administratorul comunei, trebuie să aibă grijă nu numai de asfaltarea drumurilor, ci și de aprovizionarea populației cu apă potabilă. Cel puțin o dată pe an fântâna trebuie igienizată sau ori de câte ori este nevoie dacă a intervenit o sursă de poluare sau s-a înnecat un animal. Sau. Deci ea trebuie igienizată ori de câte ori este nevoie. Și igienizarea înseamnă să scoată toată apa din fântână până la primul strat de mâl, să lase să se umple fântâna. Pereții care, atunci când fântâna a fost goală, au fost spălați cu perie de sârmă, curățați foarte bine. Trebuie să lase să se umple fântâna cu apă, după care să o dezinfecteze, deci să pună o cantitate de substanțe clorigene, cum ar fi varul cloros, două linguri cu vârf de pulbere de clorură de var la un metru cub de apă. Trebuie lăsate acolo 24 de ore cu capacul de la fântână coborât pentru ca apa și pereții fântânii să fie dezinfectați. După care se scoate
toată apa aceasta din fântână și se lasă să se umple la loc. Atunci poate fi folosită fără clorinare câteva zile, o săptămână, după care intervenim cu o clorinare normală. Legislația interzice ca operatorul de apă, fie că e primăria, fie că este o companie de apă, indiferent cine este operatorul de apă, nu are voie să distribuie apă nedezinfectată cu clor. Se specifică substanțe pe bază de clor. Fiecare fabrică are substanțele pentru care ea are dotările necesare să le fabrice și să le comercializeze. Trebuie să aibă avizul Ministerului Sănătății, a Comisiei Naționale pentru Substanțe Biocide. Sigur că aceste substanțe sunt verificate ca și calitate, iar ele trebuie să aibă o concentrație de clor activ suficientă pentru a dezinfecta apa în concentrația prevăzută pe eticheta respectivă. În zonele mai izolate sunt stații de apă mai mici și primăriile nu au avut posibilitatea să-și doteze stația cu instalații automate de clorinare. Și atunci încă se mai recurge la dezinfecția cu clor realizată de muncitorul de la stația de apă, care, instruit de noi, își realizează o soluție mamă de clorură de var sau hipoclorit de sodiu sau cloramină, ce au ei acolo, și după aceea răstoarnă în bazinul de înmagazinare această substanță. În momentul în care el constată că apa nu mai miroase a clor, el își face din nou o soluție de această clorigenă și o toarnă din nou în bazinul de înmagazinare. Nu are voie să distribuie apa fără clor, deoarece rețelele sunt uneori integre, alteori au avarii. Deci trebuie să plece apa cu o concentrație de clor de 0,5 mg la litru din bazinul de înmagazinare în rețeaua de distribuție, pentru ca să ajungă la capăt de rețea cu 0,1-0,2 mg de clor la litru, adică și cele mai îndepărtate gospodării din rețeaua respectivă să aibă apa dezinfectată. Apăr apa. Intră pe www.apanoastra.ro și află ce poți face tu. O campanie a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.